Un traficant de droguri clujean închis în penitenciarul Gherla face dezvăluiri senzaționale pentru NCN și Ziar de Cluj despre cum se tranzacționează substanțele interzise în închisoare și cine sunt oamenii de legătură. Cum intră drogurile în penitenciar? Prin anumiți polițiști sau prin anumiți deținuți, prin vizită, prin sectorul vizită. Se ascund în geci, în chiloți, în astea tot și așa intră înăuntru. Ișvan Covaci, cunoscut sub poregla de Pitiu, era un traficant de droguri din Cluj-Napoca prins de cei de la Dicot Cluj în 2016. După ce a stat mai multe luni în arest preventiv, acesta și-a recunoscut faptele și a mers pe procedura simplificată, fiind condamnat la închisoare cu executare. Bărbatul a devoalat și care sunt tarifele la care se vând drogurile în închisoarea de la Gherla. Îți poți face traiul, din câte am văzut și câte am înțeles. Un plic care costă aici 20 de lei se vinde cam la 600 de lei înăuntru. Se vinde pe țigări, înăuntru valuta sunt țigările, cafeaua, și cu țigări se cumpără totul. De exemplu, cu 3 țigări cumpere un pateu, de exemplu, sau cu 5 țigări o conservă de carne, sau tot felul de lucruri. Drogurile la fel. Ișvan Covaci a mai declarat că în penitenciarul Gherla deținuții preferă etnobotanicele. De ce? Pentru că nu au miros, iar marfa este mai ușor de ascuns. Fostul deținut mai spune că astfel de fapte rar ajung să fie anchetate de conducerea închisorii și de către autorități, iar de multe ori cei care plătesc sunt doar cei închiși. Dacă au fost cazuri extreme, persoane care au ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale în urma comerțului cu etnobotanice din penitenciarul Gherla? Cazuri ce am văzut eu. Unul din cameră care o picat din geam, pur și simplu. Cădea din geam. Fuma din astea și cădea din geam. La un moment dat l-a dus la cabinet, că fix atunci a intrat un polițist când el a căzut. Și a întrebat, dar ce are? Și un coleg, nervos că poate să aibă probleme, deci putem avea toți probleme din cauza lui, a zis, scoate-l zile de aici că e drogat. Și l-a dus la cabinet. Evident că și-au revenit un pic, o zis că au luat niște somnifere sau ceva de genul, frate. În urmă cu 11 luni, polițiștii de la BCCO au depistat 20 de deținuți care au consumat droguri în interiorul penitenciarului Gherla. Ziar de Cluj a cerut atunci explicații de la executivul penitenciarului, însă conducerea a negat incidentul. După mai multe articole publicate pe marginea acestui subiect, de la Gherla a venit un comunicat de presă despre cum au prins un vizitator care încerca să introducă etnobotanice în penitenciar, ascunzându-le în căptușala de la geacă.